Bună tuturor, eu sunt Camelia și am revenit cu un nou unboxing, de data asta al campaniei 4. Nu am o comandă mare, deoarece iar a trebuit să dau foarte repede ca să ajungă până de 8 martie. Mi-a ajuns sâmbătă, dar nu am reușit să fac unboxing, așa că nu am dat produsele și urmează să le dau mâine sau azi, mai pe seară. Bun. Scandalizează. Aici avem o factură, catalogul campaniei 6, abia aștept să îl răsfoiesc. Am avut acest spumant pe comandă la 250 ml. Știți că a fost ediția aceea apărută chiar de ziua îndrăgostiților și... Așa. Asta am primit-o eu cadou, pentru că am avut o comandă de 270 de lei campania trecută, de minim 270 de lei. Și crema aceasta de mâini de la Planet Spa și acesta era un tască. O cremă de corp. Pare a fi. Mai am încă 3 variante din acestea de la Planet Spa pentru corp. Mi-am luat și eu acest dispozitiv de curățat pensule. Pare destul de interesant. E bun și pentru masajul degetelor. Da. Mă rog, nu o să-l folosesc pentru asta, dar ca și chestie. Așa, și mi-am luat un beauty blender pentru fondul de ten. Bun, cam atât. Astea două sunt produsele pentru mine și cadourile acelea două. Am mai avut pe comandă acest cleaner pentru față de la Clear Skin. Tot pe comandă am avut parfumul Pure pentru ea, Avon Pure. Tot pe comandă am avut setul acesta de la Today. Am spus, sunt cadouri pentru o martie și... Așa. Am avut acest rimel, dar... stați un pic, că nici nu mai știu ce rimel era ăsta. De la Avon True Color. Este nuanța Blackest Black, negru, așa. Crema aceasta de la Enyo. Aici avem, tot pe comandă, un concealer. Nu dăm seama ce e. Și tot pe comandă un fond de ten de la Avon True Color în nuanța medium beige. Sper să se potrivească. Am mai avut trei broșuri. Comanda asta am dat-o de pe contul prietenului meu și fiind prima comandă am zis că trebuie să iau neapărat câteva broșuri până cum dau comandă de pe contul meu, să nu rămân fără broșuri, mai ales că persoane, au fost trei persoane care au dat comandă, fiecare câte două, trei chestii. Așa, și trebuie să le dau automat cât un catalog. Și nu avea. Așa, am mai avut acest șampon de la Avon Naturals. Este cu mușețel și aloe vera. Așa. Mai am ofertele pentru reprezentanți ale campaniei 5. Bun, văd că și flyerul acesta cu outlet de primăvară. Mi-era dor de acestea, dar văd că mi-au dat decât două și am trei cataloge pe comandă, deci ceva nu miroase bine. Mă rog, nu contează asta.
O să-mi dea pe cealaltă comandă care o să o dau de pe contul meu, probabil mai multe. În fine, acesta este My Avon Magazine și acesta a fost unboxing-ul. Un unboxing scurt, i-am spus, trebuia să dau comandă rapidă pentru că așteptau să vină până de 1 martie, pentru că pe 1 martie setul acesta today și ce mai era? Și crema aceasta se vor duce la persoanele pentru care li se face cadou. Și ăsta, tot la fel, cadou am înțeles. Restul, clientele mele și-au luat produse pentru ele. Da, mă rog, să revenim. Acesta a fost unboxing-ul. O să mai revin cu noi videouri. Mai dați-mi și voi idei de videouri într-un comentariu, vă rog frumos, dacă vreți, bineînțeles, ce ați vrea să vedeți pe canalul meu. O să vă las, pupici, o zi frumoasă sau o seară, depinde în ce moment al zilei vizionați acest clip. Și la revedere!